Spuneți-ne de unde e această idee pentru a scrie jurnalul tăticului? Am început cu gândul de a scrie ceva să rămână pentru fetița mea, dar ulterior mi-am dat seama că fiind instituția concediului de creștere a copilului, fiind ceva nou în rândul tăticilor, am zis că ar merge și o carte scrisă cu titlul ăsta, ca jurnal a tăticului concediului de creștere a copil. Fiind ceva nou, fiind la început, am zis că ar prinde la public și am început pe parcurs, la început ca un jurnal sentimental și pe parcurs se dau și o tentă mai artistică. Cum a fost această experiență? Minunată. După luna de miere a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Luna de miere are alt statut. Dar a fost o perioadă minunată, mai ales că am prins și pandemia și n-am fost doar cu cea mică acasă, am fost și cu cea mare. Am recuperat ce am pierdut cu ea, când n-am stat când era ea bebe. A fost minunat. Câte ceva ce se poate găsi în jurnalul tăticului? Ceva scurt? Ce pot găsi cei care citesc această tăticică? Păi, în primul rând, cum să se descurce tăticii cu copiii, cum să înțeleagă mămicile care cred că doar ele știu cel mai bine ce e pentru copil. Dacă ești singur cu copilul, te descurci, nu-i problemă, că nu are cine să strige după tine. Și evenimente din viața unui tătic cu un copil, doar singuri. Cum a fost să fiți mai mult timp lângă cei mici? Super, a fost o experiență deosebită. M-am bucurat că am avut ocazia și mulțumesc soției că mi-a dat această ocazie să recuperez ce am pierdut cu cea mică. E ceva deosebit, recomand tuturor, dacă pot, nu trebuie să stea toată perioada, să împartă mămica jumate, tăticul jumate. Eu zic că e ceva deosebit pentru fiecare, fiecare cu experiența lui și copilul învață de la fiecare, că e ceva dezvoltarea imediat. Ați fost un ajutor mare pentru soție în această perioadă. Așa mi-a zis, zicea că prietenele ei toți spun cum de ai încredere să o lași singură cu taxul și au zis că taxul e cea mai bună gonă, deci îi mulțumesc. Să mare ajutor, am avut încredere să lași și așa cum este specificat și în carte, bună de la vârstele speciale. Dacă am găsit o perioadă cea mare, feminină și delicată, el a încercat să crească un al doilea copil, să fie băiat. Cum s-a făcut cu experiența cu vreodată? Nu am și practic un an de zile a completat jurnalul pe telefon, așa că ținut cartea. Și în momentul în care fata noastră a primit un an, am luat și noi. A fost o surpriză cadou pentru ea, că el practic și-a pus toate elementele și memoriile pe cărți. Aveți un mesaj dumneavoastră ca și mămică pentru tătiși, să spun așa, sau pentru mame, să le dați curaj ca să încurajeze fetițele de cărți. Este o experiență, într-adevăr, echilibrată pentru mame și minunată pentru tătii. Se simte de altă parte și greu de stat acasă. Este o experiență psihologică de foarte bună. Ramona Porca. Câștig, el este ardelean, mol, complând, nu vorbește atât de mult, de mult ca mine, deci pot să-mi duc mai departe rădăcinile și să perpetuez neamul oltenesc, conform vorbii de bătrâni. Nu a fost așa. Ardelean, mândru, orgolios, vorbea mai mult decât mine. Dar roata vieții se învârte și, drept urmare, rând pe rând, au apărut zânele, care vorbeau mai mult ca mine, mai mult ca el, cea mică mai mult ca cea mare. Și pentru că nu mai avea timp și spațiu să-și exprime cuvintele, s-a putut să scrie. Așa a început totul și, într-adevăr, după un an de zile, mâna pe inimă vă spun, după un an de zile am aflat povestea jurnalului și emoțiile pe care el le-a așternut pe paginile telefonului și pune încredere și scepticism i-am privit dorința lui de a scrie o carte. Felicitări! Lângă mine, cartea a apărut pe piață în 13 septembrie, când noi am sărbătorit 14 ani de la căsătorie. Și mâine sărbătorim 16 ani de când suntem împreună. La mulți ani!
Thank you.